Întâlnirea de astăzi a fost minunată. Eu nu am mai fost la un asemenea eveniment în Tulcea. Desigur, am participat la altele, în alte orașe mai mari. Mi s-a părut că cei care ne-au ascultat au rezonat cu fiecare sunețel al nostru. Ne-am bucurat să fim alături de publicul tulcean. Le urăm să aibă parte de cât mai mult de astfel de evenimente, pentru că trebuie să schimbăm ceva în viața noastră. Și cred că primul pas pe care să-l facem se referă la cultură, la educația culturală. Oamenii sunt pregătiți să primească și o altfel de muzică și altfel de proiecte din acestea culturale și e minunat că s-a putut la Tulcea. Le urăm la mulți ani, toate cele bune, e ziua municipiului, deci bucurați-vă, distrați-vă, întâlniți-vă, cântați și simțiți-vă liberi, pentru că libertatea este cel mai important dar pe care îl poate avea un om. Așa, sunt Mihaela Gârdea.